Standul Constanței, după cum vedeți, este cel mai vizibil, adică se vede de oriunde, suntem la înălțime și am venit cu ceea ce avem noi mai bun. Plecând de la fanfara militară cu care ne-am întâmpinat oaspeții și am făcut deschiderea, până la autobuzele turistice. În autobuzul turistic avem crame și deasupra avem cluburi DJ. La bătrânul Ovidius, care am văzut că a atras așa foarte multe personalități, operatorii economici foarte important, pentru că anul trecut, mediul privat, care este mult mai activ, mult mai dinamic, ne-a invitat pe noi, autoritățile locale, în standul ediției de anul trecut. Anul acesta mi s-a părut corect să organizăm noi și să invităm pe dânsii să ni se alăture, tocmai pentru a arăta că acest parteneriat între sectorul privat și sectorul public este cel care dă cu adevărat randament. Sunt lucruri pe care dânsii le fac mult mai bine decât le facem noi, în schimb cei care le dau predictibilitate, seriozitate, consecvență, sunt întotdeauna, tocmai de aceea peste tot în lume, se caută stabilitatea, contractul cu autoritățile locale sau centrale. Ce aduce nou târgul de turism pentru Constanța și Mamaia? Pe lângă faptul că, iată, vă promovați separat de județul Tulcea, de data asta discutăm de o destinație și atât, nu de mai multe destinații. Să știți că în primul rând e nou pentru că e prima oară când tot ce înseamnă producția standului, procedură, e făcută de primărie. Într-adevăr, este la cererea organizației patronale Mamaia Constanța din banii de taxa de dezvoltare și promovare, dar primăria a făcut toată procedura, a alocat banii și este și prima oară când s-a lucrat într-un concept de parteneria public-privat pentru proiectul ăsta. Chiar este o premieră. În al doilea rând, da, vom continua, chit că nu suntem prezenți împreună și suntem alăturați, dar vom continua parteneriatul cu Asociația de Management a Destinației Delta Dunării, un parteneriat foarte bun, foarte frumos. Din punct de vedere al happening-urilor, al evenimentelor, Constanța, Mamaia, destinația noastră, o să înregistreze din nou câteva lansări anul acesta. Așteptăm actualizat și finalizat programul de evenimente pe care îl aveți aici, dar el va mai suporta transformări până în luna mai. Aș vrea să ne întâlnim la anul și să spunem că nou este că avem și noi o asociație de management a destinației, adică chiar organizată și să funcționeze cum e în Delta Dunării, de exemplu. Dar sunt foarte multe noutăți pentru că anul ăsta, pentru prima oară, avem aeroportul Cogălnicianu în acest parteneriat public-privat, care vine și cu o platformă nouă, friendly user, user-friendly, proaspăt lansată. Ce să spunem, avem cluburile, înainte se făcea, dar știm că în ultimii ani nu am mai avut această alăturare, mergeam mai ales pe parteneria prestatori de servicii, crame dobrogene, bucătărie locală. Ei, acum ne-am strâns toți, iar sper să fie de bun augur. Întotdeauna noi vom promova regiunea Dobrogei. Promovăm Constanța, dar în același timp promovăm și regiunea Dobrogei. În același timp, prin ce vedeți la standul județului Constanța și vedeți că lângă este și standul orașului Constanța, municipiului Constanța și Mamaia, oferim turiștilor din țară și numai și din străinătate obiectivele turistice al județului Constanța, litoralul Mării Negre și, bineînțeles, obiectivele din orașul Constanța, delfinariul, acvariul și stațiunea Mamaia. Care sunt surprizele de la anul acesta? Invitați, faceți o invitație celor din țară care ne urmăresc să vină în Constanța, să vină în județul Constanța, să se bucure de tot ceea ce le oferiți. Întotdeauna, de la an la an, orașul Constanța, județul Constanța, numărul turiștilor s-a crescut cu 10-20% ca procentaje în fiecare an. Cred că anul acesta turiștii, și mă refer numai la turiștii din România și turiștii din afara granițelor României, vor aprecia frumusețile care le avem în Dobrogea. Eu cred că, până la urmă, Constanța este de fapt acolo unde trebuie. Este alături de Ministerul Turismului, alături de Consiliul Județean Constanța și de Consiliul Județean Tulcea. Mangalia este în imediată apropiere și cred că vedem o Dobroge care se așează foarte bine, se poziționează foarte bine ca imagine, ca brand și care dorește să atragă. Este evidentă prezența Constanței și a ieșit, am văzut în evidență foarte frumos la deschidere, și asta datorită faptului că cei din zonă, atât la nivel de conducere de Consiliul Local și primării, cât și agenții economici, au înțeles că prezența este absolut necesară la un astfel de eveniment, la Târgul de Turism al României, și prezentarea evenimentelor care au loc pe toată durata verii și pe toată durata anului acesta să fie cunoscută de către agențiile de turism, pentru ca în acest fel
să aibă parte turiștii de experiențe. Este evident că vânzarea agențiilor de turism din România către litoral și delta Dunării crește numai dacă acești turiști sunt informați, își au un număr de zile suficient de mare, astfel încât să fie prezenți la evenimente, să participe la cât mai multe activități în zonă, în afară de plajă, soare și mesele oferite de hotelieri. Din multe, multe motive, turiștii vin la mare pe litoralul nostru. Enumeră așa, la foc automat, câteva dintre ele. Unu, hotelurile în general sunt foarte bune, pentru că majoritatea sunt renovate și multe dintre ele sunt renovate de curând. De multe ori, fiecare la 3 stele sau 4 stele sunt peste hoteluri din destinații concurente ale noastre, dacă e să comparăm hotelul de 3 stele cu hotelul de 3 stele, de exemplu. 2. Tarifele în România, prețurile în România, în general, sunt mai mici. Dincolo de ceea ce vedem de multe ori oarecum afișat ca imagine publică, că tarifele ar fi mari, în mod normal tarifele sunt mai mici decât pe destinațiile concurente. 3. Accesibilitatea este foarte bună, pentru că turiștii ajung foarte, foarte ușor la mare, comparabil cu oricare altă destinație. 4. Nu există dificultăți de limbă. 5. Prețurile, în general, excluzând partea de cazare, vorbim de restaurante, de oberică pe malul mării și așa mai departe, sunt sensibil mai mici decât în străinătate. 6. Foarte, foarte important, un lucru poate căruia mulți nu-i dau importanță, turiștii români se simt pe litoralul românesc acasă, se simt în mediul lor natural și din acest motiv ei se comportă cumva natural, se simt ei înșiși. Mulți dintre ei, să știți că atunci când merg afară, resimt tot felul de constrângeri. Pentru că sunt conștienți că trebuie să respecte anumite reguli, evident că și la noi la mare le respectă, dar știu și că dacă nu le respectă, nu se întâmplă neapărat ceva. Pe perioada târgului, reducerile sunt un pic mai mari, pentru că mai apar 50% în plus, tocmai că este târgul și pentru a stimula vânzările.